Cum te vezi peste 10 ani și mai apoi peste 20 de ani? Peste 10 ani, nu știu, să zicem că o să fiu la facultate, dar încă nu știu dacă, cum am zis și mai devreme, nu știu dacă o să fac muzică sau o să fac altceva, deocamdată nu sunt hotărâtă. Peste 20 de ani, din nou, dacă nu știu ce vreau să fac în momentul acesta, nu prea știu ce... Dar ce te-ar atrage, în afară de muzică, ca și carieră, vorbesc? Nu știu, încă experimentez mai multe ca să văd ce mă pasionează. Spre exemplu? Spre exemplu, nu știu, îmi place fotografia, îmi place cititul, deci literatura. Deci cumva tot spre altă cultură, da. Tot pe partea aceasta. Da. Și ai și o emisiune. Tu vei continua, te pasionează oarecum partea de televiziune sau vei păstra tot ca pasiune acest blog sau ceea ce ai pe YouTube? Da, în acum 2 ani am început o emisiune pe care o prezint și o realizez eu. Cred că cumva tot o pasiune o să rămână.